Salutare, bine v-am găsit! Haideți să lucrăm împreună un antrenament extrem, extrem de eficient cu baston sau, dacă nu aveți acest baston acasă, puteți să-l înlocuiți cu o coadă de mătură, ca și aceasta, de altfel. Antrenamentul este foarte, foarte eficient, punem sângele în mișcare, așadar, dacă aveți chef, vă aștept împreună cu mine. Așezăm bastonul aici în spate, brațele sunt întinse, lăsăm umerii relaxați, aplecăm capul înainte și înapoi. Facem o scurtă încălzire lateral, așezăm urechea pe umăr. Perfect. Întoarcem capul stânga-dreapta, stânga-dreapta. Tragem coatele în sus, exact așa cum este priza, da? Și atât cât putem. Spatele drept, spatele drept. Perfect. Lăsăm aici bastonul sub omoplați. Îndoim trunchiul stânga-dreapta, stânga-dreapta. Rămânem aici unde suntem și întorc trunchiul către picior. Întorc trunchiul, da? Mă ajut cu bastonul, spatele rămâne drept și deopotrivă trunchiul înclinat. Schimbăm, întorc, revin, întorc, revin, întorc, revin, întorc, revin. Perfect! Lăsăm bastonul jos, schimbăm priza și duc bastonul în doi un braț și celălalt merge până la ureche. Haideți, 3, încălzim articulațiile, 4, 5, 6, 7, perfect. Așezăm bastonul în fața noastră, apropiem picioarele, flexăm, flexăm. Genunchii, lăsăm călcâiul pe sol și ne ridicăm pe vârf, ridicăm călcâiele, ridicăm călcâiele de pe sol și combinăm jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus. Perfect, așezăm bastonul din nou aici sub omoplați și arcuim, aplecăm trunchiul înainte, arcuim, super, așez bastonul aici la șezută și împingem bazinul spre înainte. Mă ajut cu palmele și împing, mă ajut și împing, mă ajut și împing. Grozav, din nou bastonul pe mijloc și flexăm un genunchi, celălalt e întins. 3, 2, 1, perfect! Ne mișcăm stânga-dreapta, pășim și duc și bastonul stânga-dreapta. Balansăm, balansăm, balansăm. Și acum nu mai apropiem picioarele, flexăm și punctăm cu piciorul. Stânga-dreapta, stânga. Și duc brațul mai sus, mai sus. Privesc bastonul, încercăm să nu întoarcem trunchiul, dar rămânem cu fața la mine. Grozav! Păstrăm pasul, păstrăm pasul, schimbăm priza. Schimbăm priza, fața spre mine și ridicăm bastonul. Stânga, dreapta, mutăm greutatea, dar mișcarea este aceeași. Încercăm să ne sincronizăm. Să vă puneți muzica care vă place, da? Să vă dea așa o stare bună și de la jumătate sus, de la jumătate sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, flexăm genunchii, vârfurile spre înainte și arcuim, palmele sunt în sus, în tavan, arcuim din brațe, 3, 2, 1, continuăm cu pasul, întoarcem priza palmelor și trag bastonul la piept, la piept. 5, 6, 7, 8, bun, și întorc trunchiul stânga-dreapta, stânga și întind brațul, întind, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, întoarcem priza, continuăm pasul și lovim șezuta, lovim, 3, 2,
1, combinăm cu braț. Coatele rămân lipite de trunchi și trag în 2 antebrațul. Și 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la jumătate și trag. Mișcarea aceeași din picioare. 2, 1, încă 2 și rămânem acolo în menținut și continuăm mișcarea din picioare. 3, 2, 1, câte 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2 și ultima, 2, 2, adică și pe un picior și pe celălalt, 2, 2, flexăm din nou genunchii, dacă avem nevoie ne sprijinim de baston, dacă nu, fără, ok, flexăm, ne întoarcem, revenim și invers, revenim, da? Sau ne ajutăm cu bastonul, vedeți cum vă pică bine. Și 2, revin, 3, revin, mă ajut, 4, revin, 5, revin, 6, ne tonifiem, punem mușchii la treabă, nu-i lăsăm să doarmă, să ne amintim că-i avem, ok? Bun, scutură, scutură. Bun, stânga, dreapta, fie fără săritură, da? Sau cu săritură. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cât scuturăm, aduc bastonul spre mine și îl duc spre înainte. Sub bărbie și invers. Invers, spatele drept. Gata? Bun. Așezăm bastonul aici pe omoplați. Apropii, stânga, dreapta, apropii, apropii. Ridic, apropii, ridic, apropii și hap. Stâng, drept. Stâng, drept. Stâng, drept. Trag genunchiul în lateral neapărat, da? Nu spre înainte, nu înainte, lateral. 3, 2, 1 și schimbăm, da? Stâng, apropii, stâng, apropii, stâng, apropii. 3, 2, 1 și rămânem acolo. 4, 2, 3, 4, schimbăm. 3, 2, 1 și câte 2, 2, 2. Bun, bastonul sus, mutăm greutatea de pe un picior pe celălalt. Piciorul întins, piciorul întins, hap, piciorul întins, brațe întinse, hap. 3, 2, 1 și schimbăm. Stângul sus. Începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și schimbăm și rămânem 4 bucăți. Și 1, 2, piciorul de bază îl flexăm. 1, 2, 3 și 2, 2, 2, 2, 2. Mers, 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 mers. Așezăm bastonul pe lungime, pe lungime. 4, mers, sărim de 4 ori. 4 și sărim. Și începem. 1, 2, 3, 4. Sar, 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 sar. Mers. Sar, 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 sar. 1, 2, 3, sărim. Ultima și inversăm. Sărim spre înainte. 1, 2, 3, 4, mers. Spre înapoi. Perfect. Și
sărim și înapoi și înapoi, ultima. Bun, ne așezăm în lateralul bastonului, sărim, sărim, dar nu rapid, peste baston, stânga, dreapta. Ne luăm elan, dar nu rapid, nu, ușor, 2, 3, 4 și doar din talie. Privirea rămâne înainte. Și încă o dată, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și rămânem în partea cealaltă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scutură, scutură, inspir, expir, inspir, luăm bastonul, fiți atenți și atente, așezăm bastonul din nou pe omoplat, flexăm, ne ridicăm și pe vârfuri și bastonul sus, bun, jos, sus, jos, sus, jos, sus, spate drept, vârfurile spre înainte, 2, 1, rămânem aici și întorc trunchiul stânga-dreaptă, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lăsăm bastonul acolo, genunchii se apropie, ca și cum aș vrea să-mi dau șuturi la șezută, da? Stânga, dreapta. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și mai repede. 1, 2, 3. Perfect. Și genunchi lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfect. Înainte și luăm bastonul de pe omoplat și atingem, atingem, atingem. 3, 2, 1, depărtăm picioarele, lovesc, braț, picior opus cu bastonul, braț, picior opus, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și schimbăm. Braț, picior opus, braț, picior opus. 3, 2, 1. Mă întorc invers, da, perpendicular cu voi. Recalăm picioarele la nivelul șoldurilor. Un picior este înainte, 1 înapoi. Brațele sunt sus, piciorul din spate este pe vârf. Cobor și concomitent întorc și trunchiul, da? Întorc, revin. Și 1, sus, 2, sus, 3, sus, 4, rămânem aici, întindem ambele picioare, aplec trunchiul, revin. 2, sus, sprijin pe ambele picioare, dar acum nu mai este niciunul pe vârfuri. Perfect. Piciorul din față îl flexăm puțin, aplec trunchiul, rămân acolo în menținut și lucrăm cu brațele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, spate drept, privirea jos în sol. Perfect, ne odihnim înainte, piciorul sprijinit pe vârf și înapoi, înainte și înapoi. Înainte și reluăm totul pe partea cealaltă, da? Picioarele decalate la nivelul șoldurilor, dar nu pe aceeași linie. Sprijin pe vârfuri, pe vârf cel din spate, brațele sus, când cobor, simultan întorc și trunchiul. Și 1, așez bastonul pe omoplați. 3, 4, 5, 6,
7 și 8. Greutatea pe ambele picioare de data aceasta. Rămâne bastonul pe omoplat, aplecăm trunchiul și revenim. 2, picioarele ambele întinse. 3, 2, rămânem acolo, flexăm genunchiul din față, întind brațe, le așez pe omoplat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect! Acum vom lucra cu greutatea pe ambele picioare. Schimbăm priza palmelor. Vârfurile sunt spre înainte, picioarele depărtate. Tragem de bazin spre înapoi, genunchiul să nu depășească vârful. Da, avem priza inversă, coborâm și ridicăm, dar nu ne ridicăm complet. Rămânem acolo, jos, sus. Arcuim. 2. Privirea în jos, să fie capul în prelungirea trunchiului și a coloanei. Perfect. Rămânem aici. Trag de brațe pe lângă cor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spate drept. Simțiți cum lucrează spatele? Cine mai poate de aici, întindem brațele, dar rămânem nemișcați din picioare și trunchi. 2, 3, imediat ne și relaxăm, mai un pic tragem. 2, 1 și așezăm bastonul mai departe, întindem picioarele și ne relaxăm. Lăsăm capul să cadă, să cadă din aproape în aproape, coborâm și din aproape în aproape ne ridicăm să ne fie confortabil și lăsăm capul moale. Perfect, rotunjim bine, bine, bine spatele. Ne așezăm pe genunchi. Genunchii depărtați așa la nivelul șoldurilor. Așezăm din nou coada de mătură pe omoplat și înclinăm trunchiul stânga-dreapta. Stânga-dreapta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un picior rămâne pe genunchi, celălalt pe toată talpa, talpa să fie sub genunchi neapărat. Ne ajutăm de baston, ne ajutăm. Ridicăm piciorul sus, ridic, întind, în 2, îl cobor. Și 1, 2, abdomenul strâns, jos. 1, 2, 3, cobor. 1, spate drept. Eu am transpirat, voi cum sunteți? Sus, întind, în 2, cobor. Sus, întind, în 2, fiți atenți și atente. Lăsăm aici genunchiul, rămâne pe loc și facem un cerc din gambă. Și invers. Și invers. Cât ne odihnim, așezăm bastonul aici, jos, sub axilă. Și același lucru, îndoim trunchiul stânga-dreapta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Schimbăm celălalt picior, da? Întoarcem partea, nu uităm, schimbăm piciorul. Talpa sub genunchi. Pregătim, da? În ridic, întind, în 2 și începem. Și 1, întind, 2, cobor, încordăm abdomenul. 3, cobor, sus, întind, în 2, cobor, sus, întind. În 2, menținem acolo și cerculețe din gamă. Genunchiul rămâne pe cât posibil pe loc. Și schimbăm în partea cealaltă. Iuhu! Tot cu ajutorul bastonului, e grozav, ne putem ajuta în această poziție identică, doar schimbăm direcția piciorului, poziția nu, da? Ridicăm în lateral și coboară. Pregătim. 3, 2, cu stângul și 1. Revin. Încercăm să nu ne înclinăm mult din trunchi, să rămânem pe aceeași linie cu bastonul și ne ajutăm.
3, 2, 1, perfect. Schimbăm celălalt. Sus, cobor, sus, cobor, sus, cobor, sus, cobor, sus. Bun, grozav. Așezăm șezuta pe călcâie. Din nou bastonul pe omoplat. Și atât cât îmi permite încheietura șoldului, mă plec cât de mult pot. Șezuta rămâne pe călcâie, da? Și aplec cât de mult pot trunchiul spre înainte. Și în această poziție întindem și așezăm din nou bastonul pe omoplați. Lucrăm mușchii spatelui și nu numai. 3, sus, 2, 1, bun. Ne relaxăm puțin, așezăm bastonul aici în spate. Rotunjim bine, bine spatele, simulăm ca și cum am vrea să atingem cu fruntea genunchii și ridicăm brațele sus. Ridicăm și coborăm. Și din nou. Sus, cobor. Bun, ușor, ușor. Ne ridicăm. Luăm bastonul la nivelul umerilor. Întindem brațele și distanța dintre ele, ne lăsăm o idee pe spate și revenim. Ne lăsăm abdomenul încordat atât cât putem și revenim. 3, 2, rămânem acolo și întorc trunchiul stânga, dreapta, stânga, dreapta. Haideți măcar două pe fiecare parte, da? Măcar două, abdomenul încordat. Perfect! Așezăm bazinul pe călcâie, bastonul mai departe și la fel, cobor încet, încet pe baston, din aproape în aproape și din aproape în aproape mă ridic și ne întinde. Și din nou și sus. Bun, din nou sprijin pe și puțină mobilitate, punct de 90, bastonul în față, împingem bazinul spre înainte și revenim. Și când împingem bastonul, ducem brațele sus și revenim. Încercăm, da? Încet, încet, să câștigăm puțin și mobilitate articulară și flexibilitate. Perfect. Și schimbăm unghi de 90, da? Pregătim, împingem bazinul spre înainte, concomitent, brațele sus. Simultan. 2, revenim. Și ridic, îndrept spatele, mă întind la șold. Chiar și articulația genunchiului lucrează, da? Mai ales la cel din față. Așezăm bastonul tot așa pe mijloc. Pe cine ajută musculatura, ținem bastonul în față. Pe cine nu, aici, pe mijloc. Flexăm genunchii și ridicăm un călcâi și apoi celălalt. Da? 1, 2, 3, 4. Brațele sus, sus. Și deodată încercăm abdomenul încordat. Încordat. 3, 2, 1. Super! Coborâm și arcuim, arcuim și din aproape în aproape. Bun. Ating jos și când ajung sus, duc brațele și sărim. Jos, sar, jos, hai și 1, sar, 2, sar, 3, sar, 4, sar, 5, sar, 6, 7, cum e? Bun, așez bastonul jos, întind picioarele în planșă și sus,
haideți, măcar 4. Și 1, ridic, sus. Cine poate cu săritură, sare, sare și sus. Cine nu, din aproape în aproape, pășim. Da? Câte mai erau? Una, cred. Am zis măcar 4. Yeah! Scuturăm, ne așezăm. Inspir și expir. Ne așezăm culcat dorsal. Scuturăm picioarele. Așezăm bastonul în spatele picioarelor, aici. Vom ridica trunchiul, un de 90 între coapse și gambe. Stăm acolo și arcuim din brațe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rămânem acolo, aduc bastonul deasupra, un picior se întinde, celălalt rămâne în contact cu bastonul. Cine nu poate să-și mai țină trunchiul, așează capul pe spate. Da? Și lucrăm doar cu picioarele, dar neapărat spatele să fie lipit. De asta am ridicat și trunchiul, ca să rămână spatele totdeauna în contact cu solul, să nu forțăm coloana. Ne odihnim, așez bastonul de desubt și trag. Mă ajut cu brațele, trag. 3, 2, ridic gamba și trag talpa în jos, să fie talpa paralelă cu tavanul și mă joc din tălpi, una întinsă, cealaltă flexie și extensie. Perfect! Sprijin pe tălpi, picioarele o idee mai departe de șezută, ne luăm elan, ne ridicăm și când ne așezăm vreau lent, vertebră cu vertebră să se așeze și din nou sus și lent. Ne ridicăm și lent, cobor. 4, lent, cobor. 5 și 6, lent, cobor, vertebră cu vertebră. Câte sunt? 7? Cred că da. Și sus. Culcat facial. Așezăm bastonul tot așa la spate. Și trunchiul și picioarele le vom ridica. Stăm în menținut la, cu picioarele și cu trunchiul. Și vom lucra din brațe. Articulația umerilor, dar și spatele. Haideți! 1, 2, 3, 4. Încerc pe cât posibil să lucrăm toți mușchii. Facem puține abdomene, puține brațe, picioare. Perfect! Ne odihnim, ne odihnim puțin. Am lucrat și cu picioarele și cu brațele. Acum picioarele, dacă doriți, se odihnesc. Dacă nu, tot așa se ridică. Și ce vom face? Duc un braț la picior, dar bastonul rămâne în față și schimbăm brațele, ok? Pregătim. Deci, cum am spus, fie ridicăm sau nu picioare. Dacă ridicăm picioarele, lucrează tot spatele. Sus. Și duc un braț la picior și schimb la baston. 2. Schimbă. Cum e? Știu că e greu, dar avem nevoie de mușchii spatelui, să avem un trunchi mai stabil, un echilibru mai bun și, sigur, o coloană mai sănătoasă. Ne așezăm pe o parte, piciorul din spate l-aduc peste și stăm acolo. Stăm pe antebraț, pe antebraț, trag talpa și ușor pot să întind brațul, dar doar dacă reușesc, dacă nu, rămânem pe antebraț, ok? Întindem
Și schimbăm partea cealaltă, la fel, piciorul de deasupra vine peste celălalt și încercăm linie dreaptă pe cât posibil. Bun? Ne întindem, inspirăm și expirăm. Perfect. Așezăm bastonul. Hai că mă întorc. Palmele sunt la nivelul umerilor. Așezăm bastonul sub tălpi, da? Și încerc, ca și cum aș vrea să mă împing, să mă duc spre spate și nu pot, da? Rotunjim bine, bine coloana, bine, și stăm acolo. Opun rezistență cu tălpile și cu mâinile trag. Rotunjim bine, bine, bine spatele. Perfect, întindem picioarele. Arăt așa, schimbăm priza, da? Palmele sunt în tavan, picioarele ușor depărtate. Mă aplec spre înainte, dar nu coboară bastonul, da? Încercăm să rămână pe aceeași direcție, spatele drept și revine. 3. Partea de încheiere, da? Nu? Trecem peste ea. Perfect. Așez bastonul, întorc trunchiul, așez la un picior și mă îndoi spre înainte. Și schimbăm în partea cealaltă. Schimbăm. Ne așezăm pe genunchi, pus bastonul în fața noastră și mă duc spre înainte și spre înapoi. Mă duc, fac un cerc din cap și sigur și din corp, din trunchi în mod deosebit și invers. Încordăm bine abdomenul, da, să nu ne rupem la spate. Încet. Perfect. Bastonul aici la șezută. Picioarele mai depărtate, vârfurile sunt apropiate și împing bazinul spre înainte, capul pe spate și stomacul. Bun. Ușor, ușor ne ajutăm cu bastonul. Ne ridicăm. Ne ridicăm. Așezăm bastonul jos și așezăm bolta plantară pe baston și ne ducem din aproape în aproape. Exercițiul acesta este mult mai eficient de sculț, dar e bun și așa. Mai întâi punem mijlocul tălpii. Acum așezăm pingeaua, da? Vârful. Vârful. Din aproape în aproape ne revenim. Și imediat așezăm călcâiul. Super! Așezăm din nou pingeaua pe baston, lăsăm călcâiul jos și flexăm genunchii. Prind palmele, le încleștăm și rotunjim bine, bine spatele. Da? Aici trebuie să fie poziția capul între brațe, dar cu pingeaua pe baston. Capul între brațe. Super! Depărtăm mai mult picioarele, flexăm și extensi. Extensi. Rotunjesc, mă trag în tavan. Și extensi. Da? Rotunjesc. Extensi. Bun. Și mă duc jos. Inspir, expir, arguim. Bun. În aproape, în aproape, ridicăm ultimul bine capul. Rotăm umerii spre înapoi. Inspir, expir. Și inspir, expir. Cum a fost? Cum vi s-a părut? Nu e foarte greu, dar nici imposibil de făcut. Eu vă doresc să reușiți să faceți și acest antrenament. Eu tare m-aș bucura să știu că mă însoțiți, să mă țineți la curent cu această poveste. Dragii mei, nu uitați să introduceți mișcarea în viața voastră. Este, știți voi, extrem de benefică. Eu încerc să vă ajut și să vă insuflu bucuria mișcării și plăcerea de a face mișcare, dar mai mult decât atât, tare vă rog, puneți preț pe felul cum vă simțiți și mai puțin pe felul cum arătați. Sigur că asta va veni în timp, dar veți vedea ce bine vă veți simți. Până data viitoare, multă sănătate și toate bune!